Da, am revenit în direct. Haide, mergem înapoi la Arena Națională, totuși. Pușcărie. 2 ani de pușcărie fără să stau cu familia mea. Credeți că contează un an de fotbal? Credeți? Credeți un an de fotbal? Ce mai lucru? Copii de la Gigi, vom fi campioni. Vom fi campioni. Vom fi campioni. Titlul nu l-am pierdut. Dar voi, vreau să vă spun voi ca să știți și să știe toată lumea. Bă, când un om stă în pușcărie 2 ani și nu-și vede un an copii, eu un an de zile nu mi-am văzut copii. Credeți că mă mai interesează fotbal? Cum să te intereseze fotbal dacă tu nu-ți vezi copiii tăi un an de zile? Tu știi ce înseamnă asta? Nu știu, dar un titlu câștigat de staul... Bun, dacă nu știi ce înseamnă asta aici de la ProTV, da? Trebuia să spuneți în felul următor, dacă sunteți presa adevărată, că voi puteți să puneți întrebări ce vreți voi. Eu am să vă răspund tot același lucru. Unde erați? Un an de zile nu mi-am văzut copiii. Unde ați fost? De ce nu v-ați dus în față la Ministerul de Justiție să spuneți, domnul ministru, Becali nu și-a văzut copiii de un an și legea îi dă voie 30 de zile să-i vadă pe an? De ce nu v-ați dus? Da, un discurs care se repetă, parcă l-am mai văzut, e un deja vu. Până la urmă, nu știu ce și...